Ploile care au căzut pe teritoriul Republicii Moldova au afectat în mod special localitățile din sudul și nordul țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cel mai mult au avut de suferit în urma precipitațiilor puternice satele Roșu, Etulia, Chircani și Cucoara din raionul Cahul, dar și Ciobaclia din raionul Cantemir. În aceste localități, pompieri au intervenit în peste 20 de cazuri pentru pomparea apelor din gospodăriile particulare, beciuri și mai multe case. În satul Cucoara, salvatorii au evacuat patru persoane, inclusiv doi minori din casele inundate același sat au fost efectuate lucrări de reconstrucție a unui segment de dic, ce a fost afectat în urma viiturii. În raionul s au fost înregistrate ploi puternice cu grindină ce au afectat mai multe terenuri agricole, iar la Fălești au fost inundate 5 grădini particulare. Intervenția pompierilor a fost necesară și în raionul Edineț, după ce o porțiune de aproximativ de 5 metri din barajul de protecție a unui lag din apropierea satului Cepeleuț a fost deteriorată. În nord au fost inundate parțial 15 grădini particulare și deteriorați aproape 3 km de drumuri loc locale în satele Șapte Bani, Alexandrești, Borosenii Noi și Răcăria din raionul Rășcani. În raioanele Gloden și Rășcani, pompieri au pompat apa din 14 beciuri din gospodăriile particulare și au deblocat carosabilul după ce rafalele puternice de vânt au doborât mai mulți copaci în localitățile Glinjeni și Mihuleni. Meteorologii prognozează ploi cu descărcări electrice și pentru următoarele zile pe tot teritoriul Republicii Moldova.